Târgurile de mărțișoare din municipiu, care și-a deschis porțile în urmă cu 6 zile, i-a dezamăgit pe comercianți. Unii vânzători spun că din vânzări nu au strâns bani nici măcar de chirie și anul acesta a fost cea mai slabă vânzare. Părerile sunt însă împărțite, iar oamenii speră că mâine să fie o zi mai bună pentru vânzare. Nici nu ne așteptam. Ce să mai zic? Slab, foarte slab. Deci anul acesta a fost un an slăbuț de tot. Foarte slab. Foarte slab a fost anul acesta. Nici astăzi, astăzi așa. Nici astăzi, nici ieri, nici alaltă ieri. Deja timpul nu mai este când să mai avem. Vă așteptați la... Nu ne așteptam. Nu ne așteptam la un asemenea dezastru. Să nu ne scoatem nici măcar banii pe marfă. Dar nu mai vorbim de chiria corturilor, nu mai vorbim de alte taxe și prețuri. Bună ziua! În primele 3 zile a fost vremea capricioasă și, din păcate, oamenii nu s-au grăbit să cumpere mărțișoare sau aranjamente, dar odată ce a apărut soarele, la fel și clienții au început să cumpere și chiar acum am realizat că mâine este 1 martie, suntem de 6 zile consecutiv în târg și ne bucurăm foarte mult. Îi așteptăm cu mare drag, avem lucruri handmade și chiar poezie creată de cunoata mea, Nanu Anisia. Îi așteptăm cu mare drag pentru un mărțișor unic și deosebit anul acesta. Ați transformat cumva mărțișorul în ceva mai deosebit? Mărțișorul este ceva deosebit. Este o tradiție la noi, cred că de la daci vine, așa? Și da, prin produsele noastre, sunt din lut și porțelan, am încercat să readucem, eu știu, tradiționalul și în același timp creativitatea și arta care a trebuit să o reînviem oarecum, pentru că olăritul este tot de la daci. Da? Oamenii au fost interesați să achiziționeze aceste mărțișoare? Ține tot de, cred că de educație, să zic așa. Da. Au fost interesați, pot să zic că au mers relativ bine vânzările. Nu toată lumea este interesată de asta, știm foarte bine treaba asta. Așa, sunt produse deci din ceramică. Credem că prețurile sunt pentru toate buzunarele. Da, avem de la 5 lei până la 15 lei o broșă. Nu cred că este 5 lei, 9 lei, 12 lei și 15 lei. Pentru cei care își doresc să cumpere produse unice, comercianții au pus la dispoziție tablouri personalizate, aranjamente florale și chiar mărțișoare din lut, lucrate manual.